Dar nu te faci, că nu fi. Ești înconjurat de literatură, dar de câte ori ai ocazia să întâlnești mari scriitori? Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc la Iași între 1 și 5 octombrie. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine ați venit la cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași 2014. Gazda serilor Filit, Irina Păcurariu. Bună seara, Iași! Bună seara, România, spun astăzi, pentru că în această seară nu suntem doar noi între noi câteva sute de muritori fericiți că putem să ne uităm în ochii scriitorilor pe care îi iubim, ci sunt foarte mulți, dincolo de micul ecran, care pot să împartă cu noi emoția acestei seri. Suntem în cea de-a treia seară magică pe care o împărțim de astăzi tuturor de pe această scenă. Este a treia seară când personalități greu de egalat ale literaturii contemporane universale vin aici la Iași pentru că au decis că există o fisură în clopotul de sticlă pe care o putem lărgi, noi arătându-le că iubim, ei arătându-ne că le suntem personaje. Probabil că asta își propune un festival internațional de literatură și nu știu dacă asta chiar își propun toate festivalurile, dar pot să vă spun cu mâna pe inimă, pentru că sunt de câteva zile martor la acest festival la Iași, că acesta de aici asta reușește. Suntem deci la a doua ediție a unui festival vanitos, care, după ce și-a propus multe anul trecut, anul acesta vine cu o confirmare europeană. Pentru că, începând din această ediție, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași se bucură de înaltul patronaj al reprezentanței Comisiei Europene în România. Și nu întâmplător. Seara de astăzi e absolut specială. Aș vrea să vă pot transmite dumneavoastră acasă ceea ce simt eu acum. Nu e doar onoarea că sunt aici în fața multor oameni cu care eu probabil că am crescut și am copilărit aici la Iași, dar și în fața zeci, sute de oameni importanți pe care i-am citit și la care am visat. Sala Teatrului Național din Iași, proaspăt renovată, proaspăt reînviată, e plină ochi. Sunt mai mult de 750 de suflete care vor să împartă cu dumneavoastră de acasă magia unui moment cu care nu se poate lăuda orice țară, orice scenă, orice festival. De ce? Pentru că invitata specială a acestei seri e o doamnă care, începând din 2009, fără voie, dar cu putință și cu forța pe care o are, a devenit dintr-un muritor obișnuit un nemuritor. Pentru că sunt foarte puțini oameni ca ea, care se pot bucura să-și pună la butonieră un premiu despre care a declarat că nu și l-a dorit, dar a venit. Să vă spun parte din povestea ei. S-a născut pe 17 august 1953 în satul Nischidorf, din Banatul Jvăbesc. Probabil că mulți dintre dumneavoastră deja ați simțit despre cine voi vorbi. A studiat germana și română la Universitatea din Timișoara, lucrând apoi ca traducătoare într-o fabrică și abia apoi ca profesoară. A intrat destul de repede în vizorul securității și a început să fie persecutată după refuzul ei de colaborare și în urma prieteniei cu membrii societății Acțiuni Grupe din Banat. În 1982 debutează cu volumul de povestiri Ținuturile Joase, masiv cenzurat, care va apărea în 1984 și în RFG. Din 1985, operele ei au fost interzise în România. Presiunile tot mai puternice din partea securității au forțat-o să emigreze în Germania în 1987. Și de atunci trăiește la Berlin. Noi spunem că e încă de-a noastră. Publică romane, Omul este un mare fazan pe lume, Călătorie într-un picior, încă de pe atunci vulpe era vânătorul, Animalul inimii, Leagănul respirației, Mereu aceeași nea și mereu același neică. Și aș putea încă să vă mai spun multe, dar cred că vreți să o vedeți cât de curând aici. Este laureată a numeroase premii, dar cum spuneam, în 2009, Academia Suedeză a spus în felul următor: pentru densitatea poeziei și sinceritatea prozei cu care a descris plastic universul dezrădăcinaților,
Doamna Herta Müller devine a 12-a femeie care primește Premiul Nobel pentru literatură. În acest moment, la Iași, în fața dumneavoastră. Va veni foarte curând. Așteaptă probabil să spun cineva însoții în călătoria ei de mai bine de o oră, de o oră și jumătate în această seară în fața dumneavoastră. Sper, cred, că e o mare timidă pe care noi o să reușim să o decojim în seara aceasta. Cred că de asta nici n-a venit singură încă de la început. Invitatul special al doamnei este Ion Vianu. Știți despre domnia sa, poate, că a început facultatea de filologie. Studiile de filologie clasică, de filozofie clasică au rămas neterminate, dar a terminat facultatea de medicină a facultății din București. Psihiatru, cadru universitar, emigrează în 1977 după ce a aderat la apelul lui Paul Goma. Se stabilește în Elveția și devine un aprig susținător al mișcării pentru apărarea drepturilor omului, mai ales pentru cei de aici, din România. Din 1990 găsește drumul către acasă. Între timp s-a și stabilit aici, în România. Moderatorul întâlnirii dintre acești doi prieteni va fi domnul Ernest Wichner, scriitor, traducător, critic literar și editor. Între 73 și 1974 a studiat germanistică la Timișoara, a întrerupt studiile în 1975, când a emigrat în Republica Federală Germania, relându-le apoi la Berlin. Din 2003 conduce Literaturhaus, celebra casa literaturii din Berlin. A tradus în germană numeroși autori români, între care Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Nora Iuga, Gelu Naum, Norman Manea. Sunt mândră că trei dintre aceștia pe care i-am numit sunt aici, la Filid, și vor fi în serile viitoare împreună cu dumneavoastră. Așa cum anunțam, în seara aceasta, în fața dumneavoastră, Herta Müller, Ernest Wichner și Ion Vianu. Bună seara și bine ați venit! Bine ați venit, nici nu știți de când vă așteptam și aș putea să dezvălui faptul că mă gândisem, nici știind că dumneavoastră, de fapt, vă veți referi la asta în mod special în această seară, la faptul că aș vrea să neg un pic ceea ce ați spus dumneavoastră în titlul unei cărți. Astăzi, mai bine nu m-aș fi întâlnit cu mine însămi. Aș spune că astăzi fiecare dintre noi abia așteptăm să vă întâlnim pe dumneavoastră înșivă. Vă mulțumim! Bună seara și din partea mea. Mi-am dat seama în culise că am fost prezentați, deci nu mai trebuie să vă prezint pe Herta Müller și pe domnul Ion Vianu, ci poate să vă spun de ce suntem noi trei aici în seara asta, și anume mai ales domnul Ion Vianu, pentru că pe domnul Ion Vianu l-am cunoscut prin Herta Müller, care într-un timp primea revista Lettres International în limba română, în care se publicaseră câteva proze, eseuri, și care a adunat vreo 4-5 exemplare din revistă și mi-a spus: trebuie neapărat să citești ce a scris în Lettres International Ion Vianu, eseuri autobiografice în care povestește și despre anii 70, în care și întâmplările care l-au provocat să ajungă în disens cu țara în care a trăit și cu securitatea. Dar la asta cred că o să mai ajungem. Începem seara cu o lectură a doamnei Herta Müller din cartea recent apărută la Humanitas Fiction, Astăzi mai bine nu m-aș fi întâlnit cu mine însămi, un roman tradus de Corina Bernic, și aș ruga-o pe Herta Müller să vă citească. Cred că citește primul capitol din carte. Numai 5.
Numai 5 pagini citesc. Că mi-e frică că fac greșel. Așa. M-au chemat joi la 10 fix. Mă cheamă tot mai des. Marți la 10 fix, sâmbătă la 10 fix, miercuri sau luni. De parcă anii ar fi o săptămână și mă mir că după atâta vară târzie vine deja iarna. În drum spre tramvai se văd buchețelele de bobițe albe printre garduri, ca niște nasturi de sidef, cusuți pe dedesubt, poate până în pământ, sau ca niște biluțe de pâine. Pentru niște capete albe de păsări cu ciocuri întoarse în altă parte, bobițele sunt mult prea mici. Dar cu toate astea îmi vine să mă gândesc la capete albe de păsări. Asta te face să amețești. Mai degrabă mă gândesc la duleiele de zăpadă din iarbă, dar de la asta devii pierdut, iar de la cretă ți se face somn. Tramvaiul nu are un orar fix. Mi se pare că foșnește, dacă nu cumva e vorba de frunzele tar ale plopilor. Vine deja, azi vrea să mă ia pe loc. Mi-am propus să las să urce înaintea mea pe bătrânul cu pălărie de paie. Când am ajuns eu, el era deja în stație, cine știe de cât timp. Nu-i tocmai fragil, dar slab, ca propria-i umbră, cocoșat și tern. În pantalon n-are nici fund, nici șolduri, doar genunchii ies umflați în evidență. Dar dacă fix acum, când se deschid ușile de tramvai, lui îi vine să scuipe pe jos, urc totuși înaintea lui. Mai toate locurile sunt libere, el le cântărește din ochi și rămâne în picioare. Cum de oamenii atât de bătrâni nu sunt obosiți și nu-și păstrează statul în picioare pentru atunci când n-ai unde să stai jos? Uneori îi auzi spunând: las, că în cimitir vom zace îndeajuns. Când spun asta, nu se gândesc de fel la moarte și au dreptate. Niciodată nu s-a murit într-o ordine firească. Mor și cei tineri. Eu, când nu trebuie să stau în picioare, întotdeauna mă așez. Să călătorești stând pe scaun e ca și cum ai merge pe jos, șezând. Bătrânul mă iscodește. În tramvaiul ăsta gol simți pe loc așa ceva. Capul meu plin nu mă lasă să vorbesc, altfel l-aș întreba ce are de văzut la mine. Nu-i pasă câtuși de puțin că mă deranjează holbatul lui. Afară trece pe lângă noi jumătate de oraș. Printre case și copaci se mai schimbă peisajul. Se spune că oamenii în vârstă simt mai mult decât cei tineri. Poate și că azi eu am în poșetă un prosop mic, pastă și o periuță de dinți. Și nici o batistă, pentru că nu vreau să plâng. Paul nu a simțit cât de frică mie că astăzi albul m-ar putea conduce direct într-o celulă de sub biroul lui. Nu i-am spus nimic. Dacă așa va fi, o va afla el îndeajuns de repede. Tramvaiul merge încet. Pălăria de paie a bătrânului are o bentiță murdară, probabil de la transpirație sau de la ploaie. Ca de obicei, albu mă va saluta cu un sărut bălos pe mână. Maiorul albu îmi apucă mâna de vârfurile degetelor și îmi strânge unghiile atât de tare că abia mă abțin să nu țip.
Îmi sărută degetele atingându-le cu buza de jos, lăsând-o liberă pe cea de sus ca să poată vorbi. Întotdeauna îmi sărută mâna în același mod, dar de spus, de fiecare dată îmi spune altceva. Ei, ei, ochii ți-s roșii azi. Mi se pare mie sau îți crește o mustață? Cam de vreme pentru vârsta ta. Ah, mânuța ți-e rece ca gheața astăzi. Sper că nu de la circulație proastă. Vai, ți se microrează gingiile. Parcă ai fi bunică ta. Bunica mea n-a ajuns să îmbătrânească, îi spun. N-a avut vreme să-și piardă dinții. Albu va fi știind care a fost treaba cu dinții bunicii mele. De aceea îi pomenește. Ca femeie știi bine cum arăți azi. Și că un sărut al mâinii, în primul rând, nu doare. În al doilea rând, nu e umed. Și în al treilea rând, că locul lui e pe dosul mâinii. Bărbații știu mai bine decât femeile cum trebuie să fie un sărut al mâinii. Sigur că și Albu știe. Tot capul lui miroase a Avril un parfum franțuzesc pe care îl folosea și socrul meu, comunistul de parfum. Nici unul dintre ceilalți oameni pe care îi cunosc nu și-ar cumpăra așa ceva. Pe Piața Neagră costă mai mult decât un costum din magazin. Sau poate se numește September, dar mirosul acela amar și afumat de frunze arse nu am cum să-l confund. După ce m-am așezat la măsuță, Albu vede că îmi frec degetele de fustă și asta nu doar ca să mi le simt din nou, ci și ca să șterg scuipatul. Își răsucește inelul cu sigiliu și zâmbește șmecherește. Și ce dacă? Poți să ștergi scuipatul. Oricum se usucă de la sine și nu e otrăvitor. Scuipat are oricine în gură. Alții scuipă pe trotuar și șterg apoi scuipatul cu talpa pantofului, pentru că nici măcar acolo nu e locul lui. Albu precis nu scuipă pe trotuar. Un oraș unde lumea nu-l știe, el o face pe domnul Fin. Mă dor unghiile, dar niciodată nu mi le-a strâns până să se facă albastre. Se dezmorțesc la loc, ca și cum niște mâini reci ca gheața ar ajunge brusc la căldură. Asta e o travă. Impresia că mă alunecă tot creierul peste față. Umilire. Cum altfel să-i spui acelui moment când te simți cu tot corpul desculț? Dar ce te faci când un singur cuvânt n-ai cum să spui cine știe ce? Când cel mai bun cuvânt e prost. Mulțumesc, Herta Müller, pentru lectura. Și v-am spus cu acele puține cuvinte pe care le-am spus despre domnul Ion Vianu că la sfârșitul, la mijlocul anilor 70 a intrat și domnul Vianu în conflict cu securitatea și anume pe motive profesionale și cred că se leagă foarte bine cu ceea ce povestește Herta Müller. Romanul începe cu fraza "Sunt chemată". Să ne spună domnul Vianu care a fost prilejul? Cum a început acel contact neplăcut? De fapt, acest contact la mine a început altfel. Eu nu am fost chemat, eu am primit o vizită. Și pot să vă povestesc această istorie pe care am trăit-o chiar în clinica de psihiatrie, când șeful meu, care era un comunist încercat, m-a chemat și mi-a spus, este aici un ofițer de securitate care vrea să stea de vorbă cu tine. Și a venit un om între două vârste, îmbrăcat militar de altfel, care mi-a spus, am în sarcină cazul unui student. Acest student
a pronunțat la cămin niște vorbe reacționare, niște vorbe dușmănoase la adresa regimului. Și dacă ne-am gândit că poate el este bolnav mental. Dacă nu este bolnav mental, eu sunt obligat să-l arestez. Așa că vă rog să-l examinați. Poate că cel mai bine ar fi fost să fiu foarte ferm și să-i spun că nu vreau cu niciun preț să mă amestec într-o chestiune politică, dar eram și eu, făceam parte din sistem într-un anumit fel. Și atunci am acceptat, am stat de vorbă și nu mi-am dat seama foarte repede, cu experiența pe care deja o aveam atunci, că în niciun caz nu este un bolnav mental. Era un băiat foarte normal, care însă, într-un moment de imprudență, pentru că trebuie să spun că regreta ceea ce a făcut, exprimase niște gânduri foarte violente la adresa regimului, spunând că este tot așa de rău ca și regimul hitlerist. I-am mulțumit și l-am văzut pe ofițer două zi, major, poate că nu era, poate era chiar Maior Albu, cine știe, pe vremea la București. Și i-am spus, dar nu este deloc bolnav acest băiat. Dacă dumneavoastră vreți să-l arestați, n-aveți decât să-l arestați. Și nu a fost arestat. Nu i s-a întâmplat absolut nimic. Poate că a primit o corecție morală. Pur și simplu, acuzația nu avea consistență. Bineînțeles că am luat un anumit risc, dar deja căpătasem o anumită conștiință a datoriei noastre profesionale, aceea de a nu ne lăsa manipulați de putere. Dacă este ceva odios în medicina punitivă, este faptul că ea se poate pune în slujba puterii. Medicina este în slujba omului, în slujba individului, nu este în slujba societății. De altfel, asupra acestui gen de acestei problematici, am avut de discutat cu câțiva dintre colegii mei și nu am găsit o înțelegere totală. Mulți credeau că medicina trebuie să fie în primul rând în slujba societății, dovedind cât de deformată era mintea lor de propaganda socialistă, chiar dacă erau de bună credință. Eu mi-am spus că de la începutul ei, medicina a fost în slujba omului, în slujba individului și nu în slujba colectivității și cu atât mai puțin împotriva unei colectivități dintr-o societate totalitară. Atunci am văzut eu ceea ce citisem într-o carte importantă, care este cea lui Solzhenitsyn, Stejarul și Vițelul, că organele de represiune nu sunt atotputernice și că poți să te opui lor. Luând un anumit risc, pentru că ulterior legăturile mele cu ei s-au acutizat și au devenit din ce în ce mai încordate, dar nu voi povesti toată povestea lor și a mea, dar poți să iei atitudine față de ei, poți să te opui. Nu ești automat decapitat în secunda următoare. Nu trăiam totuși într-o dictatură de tip nord-corean în care acest lucru n-ar fi fost posibil. Și asta m-a făcut mai târziu să filozofez și să-mi spun, dar de ce n-a rezistat societatea românească? Ce s-a întâmplat? Era ea terorizată, hipnotizată de pe urma anilor de maximă teroare, care totuși trecuseră. Probabil că ăsta a fost cazul și asta a fost drama noastră, această hipnoză profundă în care ne-au plonjat anii 50, cu închisorile, cu lagările, cu reeducările, cu colectivizarea, cu atâtea lucruri atroce, care încă erau prezente în foarte proaspete în memorie. Și asta a fost, într-un fel, o greșeală esențială, ontologică a societății românești, ale cărei urme poate le simțim și astăzi. Mulțumesc. Acest roman din care a citit Hertha Müller, prima porțiune, Astăzi mai bine nu m-aș fi întâlnit cu mine însămi, este ultima carte dintr-un ciclu de trei romane scrise toate în anii 90
Și primul roman din această serie în limba germană are titlul Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt, tradus foarte bine în românește, omul este un mare fazan pe lume. Eu acum aș vrea să știu din partea Herte Müller cum a ajuns la acest titlu în limba germană. Păi l-am tradus, că știam în română, am fost odată, după ce am fost dată afară din fabrică, ultima posibilitate de a câștiga niște bani, m-am dus în case ca să fac ore de germană cu copii sau să iau niște copii de la grădiniță sau să le duc la școală sau așa. Și am fost într-o familie în care domnul acela era meșter la fabrica de blană și doamna era casnică și aveau doi băieței. Și într-o zi, când am venit acolo, domnul a venit acasă și a fost foarte beat și a făcut scandal. Și doamna a făcut niște clătite și el a turnat într-o tigaie caldă, fierbinte, cu ulei, a turnat șnaps, țuică. Și acest șnaps a făcut o flacără foarte mare și s-a dus până în tavan. Și era mobila și totul era ars. Și doamna a fost speriată și a încercat să stingă focul cu cârpe. Și în momentul acela a spus, oh, omul e un mare fazan pe lume. Și cred că a fost prima dată când am auzit această, wie sagt man, Redewendung. Formula, da. Și atunci mi-am amintit că în germană fazanul tot așa este o metaforă. În germană se spune că un om e un fazan, e un om foarte închipuit, foarte încrezut și orgolios. Deci este pe partea cealaltă, deci, a existenței. Un fel om, de curcan. Un curcan, probabil, da. Da. Și m-am gândit, uite mai că ce au făcut nemții cu acest animal în metaforă și ce au făcut românii. Românii, și atunci m-am gândit, de ce dracu au făcut ei din fazan unul care pierde, un om care nu-și are în mână viața, nu-i reușește nimica sau... Și atunci am întrebat pe cineva și a zis, păi fazanul este o pasăre care nu știe să zboare și cineva care învață să tragă cu pușca, da. Să vâneze. Vânează prima dată fazan. Pentru că fazanul este în câmp și în tufișuri și acolo foarte repede poți să-l prinzi. Și asta este, de acolo pornește această zicală, că fazanul, ești un fazan dacă nu-ți reușește viața. Și m-a impresionat foarte mult. Și am avut impresia că imaginea, și asta de foarte multe ori s-a întâmplat, că niște imagini sau niște metafore sau superstiții, deci toate situațiile astea cu unde limba devine poetică. În fiecare zi avem nu știu câte situații în care limba noastră este foarte poetică și când înveți o limbă, cum eu am învățat limba română mai târziu, am fost deja atentă la aceste lucruri și că trebuia să le țin minte și atunci am și văzut câtă poezie și câtă senzualitate și ce transportă imaginea respectivă. Mm. Și am văzut că fazanul român mi-a fost mai aproape decât fazanul nemțesc. Da. Și când am... scris atunci cartea asta, odată sau de două ori în text am fost în situația în care m-am folosit de această zicală, wie sagt man, zicală,
da, cu fazanul și mi-a plăcut foarte mult, pentru că în germană nu știi ce vrei cu așa ceva. Și că nu se știe, nu este ceva de la sine înțeles, trebuie să vezi în text ce înseamnă. Și atunci am luat această propoziție ca titlu. Că un cititor german nu știe ce vreau să spun. Da. Da, de aceea critica germană consideră că Hertha Müller practică un ermetism și are metafore foarte, foarte elaborate de care nu le înțelege nimeni, pe când sunt traduceri mot-a-mot din limba română. Și, deci, cartea a apărut acum, am mai spus, e ultima din serie. În centrul acestei serii era Animalul Inimii, Herztier. Toate cele trei cărți nu sunt cărți autobiografice, ci conțin experiențe pe care le-a trăit și autoarea cărților în timpul șederii ei în România și mai ales prin Timișoara, împreună cu niște prieteni care scriau și ei literatură și erau în atenția securității, au fost chemați și ei și interogați. Astea le-ai scris în anii 90. Pe vremea aceea ți-a fost posibil să le scrii, aveai distanță față de cele petrecute sau încă te nelinișteau. Care a fost punctul de pornire în a scrie aceste trei cărți? Și ai avut ideea că o să devină chiar trei cărți? Nu. Asta întotdeauna spun criticii, că este o trilogie. Pentru mine nu e nicio trilogie. Trei cărți. Că sunt trei cărți, dar nu au fost concepute împreună sau nu mi-am făcut eu un plan și am spus acum vine asta, după aia asta, după aia asta, ci așa s-a întâmplat. După ce terminasem cu una, un timp după am început cu cealaltă. Și pentru că probabil că problematica nu era epuizată. Și da, n-am fost în stare să spun că cu asta acum am terminat. Am simțit tot timpul că toate problemele astea mă chinuiesc în continuare. Și era de la sine înțeles. Eu când am plecat din România, păi, ce era să fac? Am fost atâta de distrusă din punct de vedere nervos al nervilor că n-am avut capul liber pentru altceva. Și având și distanța geografică, și mai ales în primii ani când am fost plecată și știam că în continuare în România există regimul Ceaușescu, încă este în putere, cunoșteam câteva zeci de oameni pe care îi iubeam și știam că în fiecare zi li se întâmplă aceleași lucruri pe care eu le știu cum sunt și nu au scăpat, eu am scăpat și deci toate aceste probleme pentru mine au rămas foarte virulente și n-am avut, niciodată nu m-aș fi gândit să scriu despre altceva și nici n-aș fi putut. Atunci nu aș fi scris deloc. Că asta, în direcția asta am încercat să ajungem. Tu ești o scriitoare care scrie ce simte că trebuie ca să supraviețuiască ea însăși, spre diferență cu scriitorii care au un concept și au o tematică. Dar cred că există această, cred că eu nu fac excepție, există această categorie de scriitor la care l-aș numi și pe domnul Vianu. O experiență care a fost prea puternică ca să te lasă nevătămată. Și sunt fel și fel de teme. Putem și, a fost amintit și Solgenițin aici. Putem să luăm oameni care au fost, de exemplu, în războaie, în primul război mondial, cărțile despre al doilea război mondial, sau cărțile despre lagăr, despre gulag, dar cărțile despre lagărele de concentrare. Sunt jumătate de biblioteca lumii, cred că conține cărțile acestea.
ale unor oameni care nu și-au ales temele. Pentru că temele sunt atât de virulente că trebuie să se ocupe de ele. Deci tema se ocupă de mine, nu invers. Eu aș traduce ceea ce spune Herta Miller prin asta. Nu noi ne alegem temele, ci temele ne aleg pe noi. Și aș vrea să spun totuși în două cuvinte și fără să am capacitățile unui critic literar, ce mă fascinează pe mine la Herta Miller, în scrisul ei, este extraordinara întindere a sentimentelor. Adică există o latură foarte acidă, foarte ironică. Există o latură tristă, mortoară, funebră. Și există o latură grațioasă și există o referință la iubire și la culoare. Și există peste toate acestea sunt îmbăiate într-un fel de humor. Este o literatură care, pe lângă că este gravă, este și amuzantă, în sensul cel mai bun al cuvântului, și asta a făcut din ea și face din ea o foarte mare scriitoare. Personal, una din, poate, scriitoarea mea favorită în literatura internațională actuală. Este o scriitură colorată, plină de varietate și plină de metafore surprinzătoare. Și pentru că vorbea de piață și de figuri de stil, mă aduc aminte că un academician francez, nu mai știu pe vremuri, spunea să fac mai multe metafore într-o singură zi în piața din Paris decât într-un an întreg la Academia Franceză. Și Herta este un om care a învățat... De metafore. Este o fabrică de metafore și este un curier de metafore, fiindcă a avut acest contact direct, foarte viu cu viața și este un metronom, e meteoro sensibilă, adică este cineva care a sezizat nuanțele într-un mod extraordinar și care știe să insiste asupra lor. Are acea caritate supremă a artistului, care este numai aceea de a nu fi un scurtător, abreviatorii, cum zicea, să spunem, în Renaștere. Ea are capacitatea să facă să înmulțească figura de stil. Și asta face un mare scriitor, pentru că e foarte simplu să fii uscat, să fii sec. Ea este la opusul acestei uscăciuni. Dar e și imposibil să fii sec când te doare ceva. Și asta este, cred că, un domeniu, este durerea. Și celălalt este că vreau să rezist la durerea asta prin ceva ce-mi fac eu singură. Deci să mă bucur. Și să nu mă las bătută în cap de o durere și să spun că nu numai asta. Și printre astea două extremități trebuie să le leg între ele, prin ceva. Și nu mi-ar face plăcere să scriu dacă nu ar fi această posibilitate de a vedea imagini. Și întotdeauna am vrut să văd imagini și sunt ceva, este foarte nostim, printr-o niciun beobachtung, cum se spune? Observație exactă. Pe de o parte, observ exact și te pui la dispoziția unei realități, dar pe de altă parte te și sustragi. Cu cât mă observ mai atentă, cu atât mai mult mă sustrag. Nu știu, nu pot să explic asta. Te implici și te sustragi și în același moment. Mă sustrag pentru că am ceva de făcut. Sunt ocupată cu ceva și nu cad în gol. Deci și de multe ori, chiar când am fost disperată, mi-am impus mie că acum te duci pe stradă, ieși din casă și te uiți. Și am început să-mi fac teme și, de exemplu, să observ alunițe. La oameni care treceau pe lângă mine, alunițele. Și am numărat alunițe, ore în șir. Mai ales vara, nu? Pe brațe, pe gât, pe obraj.
sau geșteche, cum se cheamă? Cine știe cum se spune? Bastoane. Bastoane. Că acum tot mai puține bastoane există. În Germania nu mai există deloc, numai cârlige din astea de metal, care sunt foarte urâte, dar bastoane de lemn și acest obiect frumos de cultură, din păcate, dispare. Dar pe vremea sa eu am mai văzut multe bastoane și sau am numărat aia, sau femei gravide, sau nu știu, întotdeauna am găsit ceva. Și pe de o parte am avut și o ocupație și am și văzut ce se întâmplă. Și chestiile astea sunt tot așa, sunt triste și sunt și hazlii. Și așa că chiar cred că dacă cineva este foarte depresiv, trebuie să faci bancul. Și asta am făcut și cu prietenii. Că da. Nu că ne-am mers bine sau că am fost bucuroși sau nu. Că a fost o preocupare care pur și simplu ne-a redat bucuria de viață. Da. Mm-hmm. Chiar dacă n-am avut niciun motiv să ne bucurăm, dar limbajul ăla în sine și bancurile din dictatură se știu. Și cele mai bune bancuri sunt din timpurile cele mai groaznice. Aspre, da. Da, așa este. Aș vrea să-l întreb pe domnul Vianu, când și în ce împrejurări ați început dumneavoastră să scrieți? Eu am început să scriu eseuri la început. Eram tânăr doctor și scriam eseuri în care încercam să leg fenomenul literar de psihanaliză și am fost unul din cei care au preconizat introducerea, în van de altfel, introducerea psihanalizii în interiorul sistemului socialist, în interiorul medicinii socialiste. Dar toată viața am vrut să scriu un roman și am început nenumărate romane pe care le-am ratat cu furie și pe care de care nu mai vreau să știu și de fiecare dată îmi făceam jurământul să nu mai scriu. Între timp însă am plecat și am intrat într-o școală foarte dură și foarte folositoare pentru literatură, care a fost aceea a jurnalisticii. Pentru că am colaborat cu Europa Liberă și cu alte ziare din exil și după schimbările care au survenit, am fost o prezență constantă în presă. Și presa îți dă fără îndoială îți dă condeiți, îți dă chef să scrii. La un moment dat însă am simțit că pot relua proiectul de a face romane și am scris câteva romane și consider că această deprindere încă nu am încetat-o. Încă condeiul meu este prezent și capabil să mai dea ceva. Dar despre ce să scriu? Și am scris și eu despre ce mă durea. Am scris în special despre spitalul psihiatric. Da. Și sunt pe cale să termin o trilogie, dar eu îndrăznesc să spun acest termen care este puțin pretențios, de trilogie, despre existența unui mare nebun pe care se numește Laban și care trece prin tot felul de ipostaze în anii, în tot cursul secolului 20. Acest personaj are vârsta mea, deci are acum 80 de ani și este încă în viață și mă pregătesc să povestesc ultimele lui pățanii. Într-atât este adevărat ceea ce spunea Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Acel nebun sunt, de fapt, eu. Eu, psihiatrul. Dar vă ajută ceva? Știința despre nebunie? Dacă mă interesează, dacă m-ar fi ajutat să știu teorie despre ceea ce mi se întâmplă sau ceea ce simt, ca să pot să fiu mai
mai calmă, mai liberă, să-mi dau seama dacă știu ce se întâmplă cu mine și îmi dau seama ce este, mă ajută așa ceva? Sau e mai grav? E mai grav. E mai grav. E și mai grav. Rând, sunt două pericole care te pândesc. Primul pericol este să nu fii pedant. Da. Adică să nu vrei să aplici știința ta și conceptele abstracte în literatură. Asta este un dezastru. Da. Dar de asta am fost, cred că am fost conștient de la început. Al doilea lucru care survine în practica medicală este aceea că un psihiatru care, mai ales un psihiatru care acționează în mediul privat, care este în afara acelui sistem protector care este spitalul, cel care este în mediul privat și care este într-un tet-a-tet constant cu bolnavul, începe să se identifice cu bolnavul lui. Eu pot să spun lucrurile astea, fiindcă sunt acum la pensie de 12 ani și pot să mărturisesc toate slăbiciunile și toate trucurile mele. Și asta este foarte grav, pentru că te regăsești chiar în indivizi care nu apare nimic de a face cu tine. Mă regăseam în probleme unei femei, eu aveam 50 de ani, și mă regăseam în problemele unei femei de 80 de ani, de pildă. Devenea obsedant. Și ceea ce m-a oferit de chestia asta și m-a imunizat într-un anumit fel la un moment dat, a fost că am făcut o psihanaliză. Și am învățat să mă cunosc mai bine, să mă stăpânesc mai bine și să devin mai obiectiv. Să nu mă mai confund. Și poate că, într-un fel, asta se întâmplă și în literatură. Că te întâlnești cu personajele tale și ele încep să te tiranizeze. Da. Și poate aici e un proces foarte delicat în care încerci să, să scapi de identificarea cu personajele, să le situezi puțin mai departe de tine. Pe măsura ce le dezvolți, ele capătă o libertate față de tine însuți. Este și un pericol, nu? Adică dacă n-aș fi fost în stare să fiu medic, psihiatru, pentru că cred că n-aș fi făcut față și mi-ar fi fost groază, că vezi atâta De nenorocire. Și de asta cred că la medicina în general așa este și nu ești în stare sau nu ești capabil din punct de vedere obiectiv să ajuți. Poți din când în când îți reușește ceva pentru că posibilitățile există și dar nu depinde de tine, nu? Și să vezi că n-ai niciun că nu poți să ajuți și în spital, pe fiecare dintre noi, noi ne ferim, adică eu mă feresc, eu nici nu vreau să știu ce sunt sau ce am sau ce am înăuntru sau ce este normal sau nu este normal. Sau... Dar de obicei medicii în general sunt așa de... ei privesc viața cu, cu niște ochi foarte, foarte obiectivi și din fericire nu suferă. Din cauza asta. Eu am vorbit cu unul, mi-a zis că el se miră că corpul uman funcționează așa mulți ani. Și că nu întotdeauna ni se întâmplă ceva, că atâta e de complicat corpul și toate cele interioare pe care le avem în noi, că el se miră. Dar poate că ăsta este animalul inimii, nu? Da. Și m-am gândit, și el... Nici nu l-a întristat această constatare. Nu? Și m-am gândit că nu aș face față, nu? Mă feresc, să știu. Sigur că dacă ești prea sensibil, că ajungi în postura acelui medic care la un moment dat începea să plângă de ori de câte ori diagnostica un cancer. Și cred că e altceva dacă meseria un personaj... Meseria nu poate fi practicată așa, este teribil. Trebuie o anumită distanță și există un anumit cinism medical care este poate salutar. Dar vreau să o întreb pe Herta Müller dacă nu crede că și literatura este terapeutică. La urma lor, de ce citim? Citim nu numai ca să trăim o plăcere. Nu este, literatura nu este ca muzica, totuși, și nici ca pictura. Citim și ca să ne vindecăm și ca să
rezolvăm anumite probleme ca să dăm un nume suferințelor noastre. Pentru că deseori lectura te ajută să pui niște nume, niște figuri pe suferință. Îmi dați voie să răspund în parte, povestind ce s-a întâmplat la München, când am fost cu Hertha Müller invitat la München în dialog sau în trialog cu un scriitor unguresc care s-a născut în România și care a emigrat cu familia în Ungaria, Dragoman. Cum e prenumele? Îmi vine. Și el e cu vreo 20 de ani mai tânăr decât Hertha Müller și l-am întrebat dacă... Regele Alb. E, cartea e tradusă și în limba română și e publicată în România. Și l-am întrebat dacă și când a citit cărțile Hertha Müller. Și el a povestit acolo, tot într-o sală de teatru ca aici, că fiind tânăr de vreo 13-14 ani, a fost depresiv, a avut probleme și s-a gândit să se sinucidă. Și a spus părinților că, taicăsu, că ar fi mai bine să se sinucidă. Tatălui i-a dat o carte a Hertha Müller, a spus, citește cartea asta și dacă mai vrei să te sinucizi după aceea, o faci. Și s-a lecuit. Asta a spus-o el, a povestit de George Dragoman. Așa, mi-a... Dacă, exact. Că nu se poate controla ce face o carte cu noi. Și, adică, terapie este... Atunci toate, foarte multe lucruri sunt... Da, cred foarte că multe lucruri sunt terapeutice. Dacă mă bucur de o grădină sau de o floare sau de o... eu știu, poate toate astea sunt terapie. Poate tot ce este frumos este terapie și sau... Dar în artă, dacă ceva este frumos, are numai acest efect, dacă și doare în același timp. Că nu este numai o latură, nu e numai ceva ce te... ușurează. Că pe de altă parte și doare. Și trebuie să aibă acest subtext, o carte poetică, nu știu, asistă poezii, ceva ce nu se poate, nu se termină în conținutul cuvântului. Avem niște cuvinte și fiecare un conținut, dar toate cuvintele alea împreună au ceva mult mai mult decât conținuturile cuvintelor, în sumă. Deci, dacă acest lucru se realizează de la sine, da. Că nici nu știm cum îl facem. Dacă încercăm și lucrăm la asta, se realizează. Și simt într-o carte, dacă citesc niște cărți, dacă acest lucru este pe această pagină sau nu. Și atunci mă doare. Dar, pur și simplu, mă și ajută, da. Și asta, cred, și la scris așa este. Dacă nu mai m-ar ajuta, dar mă și doare. Și eu întotdeauna îmi închipui, poate n-am dreptate, habar n-am. Eu întotdeauna cred că dacă fac o socoteală, una este ca alta. Deci, suma este zero. Mă doare atâta cât mă ajută. Deci ajută. Asta și cred că această Gleichung, această ecuație trebuie să existe. Și dacă nu există ecuația asta, nu îmi place textul. Și am văzut pe vremea sa la fabrică, erau multe, mai ales femei, care știau multe poezii bune. Femei care lucrau la banda rulantă sau macara sau și deci și tot am văzut că ele știau niște poezii foarte bune. Și numai un text foarte dens și foarte bun este în stare să-ți dea acest ajutor și această durere. Și asta tot așa mi-am închipuit eu, că așa funcționează și că asta este rolul sau efectul literaturii. Unei literaturi care face față la aceste situații
probabil că asta este literatura bună și că frica este un mare critic de artă. Dacă într-o frică mare un text rezistă, atunci înseamnă că textul are ce trebuie. Din punct de vedere artistic, textul atunci are ce trebuie. Așa mi s-au prezentat mie de multe ori lucrurile. Sigur, și chiar lucrurile cele mai sumbre și cele mai triste, da, prin faptul că pot fi spuse într-un anumit fel, într-un mod remarcabil, într-un mod inteligent, într-un mod strălucit, conțin în ele propria lor vindecare și pentru scriitor și pentru cititor. Pentru că primul cititor al operii este chiar scriitorul. Faptul că poți exprima, că poți să povestești, să faci o poveste dintr-o oroare, dintr-un haos, are în sine o virtute terapeutică. Dar trebuie pentru asta foarte mult curaj. Ca să scrii, deja ca să scrii, trebuie foarte mult curaj. Sau disperare. Sau disperare, dar și curaj și disperare. Da. Disperarea cere curaj și lichidarea... E un risc, nu? E totdeauna un risc foarte mare, pentru că îți investești viața ta, timpul tău. Dar ce nu este un risc? Nesfârșit. Să nu scrii tot e un risc. Deci, eu de multe ori m-am întrebat, ar fi fost mai bine să nu scriu? Poate ar fi fost mai bine. Ai fi supraviețuit să scrii? Cred că da. Da. Dacă n-aș fi început să mă duc în direcția asta, n-aș fi început să citesc cărți, aș fi ajuns undeva când am fost tânără în viață, într-o altă situație, cu alți prieteni, în alte împrejurări, aș fi început să lucrez undeva, la o croitorie sau o fabrică de ciorap sau eu știu ce, aș fi lucrat fiecare zi, aș fi fost obosită, aș fi avut o altă viață și aș fi avut aceeași sensibilitate, aceeași privire, aș fi văzut ce se întâmplă în jurul meu, dar nu aș fi scris. Și aș fi avut alte metode, probabil aș fi băgat toate cele ce le bag în text, le-aș fi băgat într-un ciorap. Sau? N-ai? Și pe ciorapul ăla nu s-ar fi văzut. Asta e cu cuvintele, nu? Că... Dar cred că ideea asta este foarte normală. Eu vreau să cred că fiecare om, în munca în care o face și pe care trebuie să o facă ca să câștige bani, ca să aibă ce mânca, în fiecare munca a lui există această dimensiune. Că altfel munca ar fi insuportabilă. Chiar cred că dacă nu este... o muncă preferată, chiar dacă nu știu prin ce împrejurări ai ajuns la această muncă și viața te obligă să o faci, că așa este. Cred că totuși ceva trebuie, fiecare om trebuie să-și pună propria structură psihică în munca în pe care ce o face. Da, sigur. Domnul Vianu a povestit că... Știe mai bine, pentru că dumneavoastră psihic ce-ați spune, că așa este? Nu. El e specialist. Da. Absolut, absolut. Cred că există o onorabilitate în orice muncă și o anumită demnitate. Da. Dar care vine și din faptul că munca asta nu o practici singur. Există în muncă relațiile de muncă. Este faptul că ești cu niște oameni, că nu ești singur sau că ai sentimentul că faci un bine, că ai sentimentul și până la urmă între asta și această satisfacție și creația artistică există o legătură profundă între munca cea mai modestă și munca cea mai elevată. Dar totuși cred că sunt și munci foarte ingrate. De pildă, am cunoscut o doamnă care era portar la un cimitir și singura ei funcție era, când venea o mașină cu un coșciug, apăsa pe un buton să ridica o barieră. Și urmă apăsa pe un buton și bariera se lăsa. Sunt munci ingrate și totuși cred că noi care am ajuns să scriem, facem o muncă mai puțin ingrată. Și trebuie să fim recunoscători, nu știu cui, lui Dumnezeu, talentului nostru, mai mare ca lui Hertha Müller sau foarte mic al meu,
unei anumite predispoziții care ne face totuși să fim într-o situație privilegiată. Deci catastrofelor ce s-au produs în biografia noastră, să ne fim și lor recunoscătoare. Catastrofelor și... Am vrut să ajung undeva. Dumneavoastră ați povestit că romanul la care scrieți de câțiva ani și în care au și apărut părți, are un personaj care e cam e de vârsta dumneavoastră și va fi tot o trilogie. În trilogia Hertei Müller, personajele sunt de vârsta autoarei, aproape de ea. Dar în anul 2009 a publicat romanul Leagănul Respirației, unde vorbește despre o altă persoană, de altă vârstă, dintr-un alt spațiu istoric, de alte întâmplări istorice, care nu mai sunt legate strict de viața și biografia Hertei Müller. Și știind că ea nu caută motive materiale ca să scrie romanul trebuie să fi pornit de undeva din scriitoarea Hertha Müller sau din persoana civică Hertha Müller. Unde a pornit acea carte? Eu cred că nu e așa mare diferență, pentru că și aceste cărți care după aparență se par că sunt diferite. Personajul se cheamă eu, ich person. Da. Atunci, dar nu sunt eu. Da, da. Și sunt lucrurile foarte diferite de cele ce s-au întâmplat în realitate. Deci este necesar să știu ce se realitatea asta, experiența pe care am făcut-o, ca să scriu ceva ce se aseamănă cu asta. Dar relația eins zu eins nu funcționează. Și de aceea ficțiunea este întotdeauna prezentă. Și dacă am fost la, nu știu, 30 de interogatorii și dacă scriu un interogatoriu, îl erfinden. Ficționalizez. E autoficțiune. Da. Exact, man, inventez. Îl inventez. Și asta este, ca să-l inventez, trebuie să știu cum este într-adevăr. Da. Și așa este și cu lagărul. Eu, maica mea a fost și ea deportată 5 ani în lagărul lagăr de muncă în Ucraina de astăzi și deci am știut din copilărie tematica și nu numai ea. Toți din satul acela mic de vârsta ei au fost deportați. Da. Oamenii care au fost prea bătrâni pentru război sau prea tineri. Și ăștia care n-au murit acolo, care au venit acasă din lagăr, toți se cunoșteau și fiecare știa de la celălalt dacă a fost deportat sau nu. Și se vedea și pe îmbrăcăminte. Femeile care nu erau deportate, ele erau tracht. Ținuta șvăbească, erau cu niște haine foarte lungi până la gleznă și niște bluze aici cu cute și niște baticuri cu carton aici și legate aici sub bărbie. Și aveau coadă, coz, deci părul lung. Și oamenii care au fost, femeile care au fost deportate, în lagăr ele au fost tunțe la zero de nu știu câte ori, ca să le pedepsească sau din cauza loize, păduchilor, da. Și ele după ce au venit din lagăr, după 5 ani, și după ce au supraviețuit, niciuna nu și-a mai, n-a mai avut codițe. Nu și-au mai lăsat părul lung, nu și-au mai luat hainele alea șfăbești, tradiționale, ci că erau în lagăr, uniformele erau fără sex. Deci bărbații și femeile aveau aceleași șalopete de
vată. Da. Și deci după toți anii ăștia ei nu s-au mai băgat în hainele astea și vedeai cum, după cum erau îmbrăcate femeile, cine a fost deportat și cine nu. Și deci toate astea, ca copil, eu n-am știut ce înseamnă deportare, lagăr, dar am simțit. Și asta este la copii, că nu trebuie să ai noțiuni, nu trebuie să ai cuvintele să explici ceva sau să știi să spui, că simți, ai niște simțiri și nu trebuie să înțelegi ce este asta, dar totuși îți intră în cap. Și așa mi s-a întâmplat cu tematica cu deportarea, că totdeauna am crezut că mama mea este bătrână și ea avea 28 de ani când m-am născut. Și întotdeauna ca copil am crezut că ea este în vârstă, că e bătrână și că eu am crezut că eu sunt foarte bătrână. Când am avut 5 ani am crezut că sunt foarte bătrână și că mi-a fost și groază. Ce o să mai fac toată viața? Da, că acum atâția ani deja am trăit și așa multe am făcut și toate le-am făcut deja și ăștia au 28 de ani. Ce dracu fac până atunci? Că nu mai... Da. Și cred că toate astea au venit din această ținută și din ținuta interioară, mama mea a fost, întotdeauna a avut așa o tristețe și mânca în fugă și avea această obsesie a cartofilor pe care erau mâncarea de lux în lagăr. De lux în lagăr și cojile, da, de cartofi, da. Și trebuia să învăț să cojesc cartofile cu coajă foarte subțire și dacă nu reușeam, se enerva și mă bătea și era obsedată de cartofi. Deci ăștia, ai importat lagărul la voi în familie. Da, și pur și simplu mi-a fost și frică câteodată să mănânc cu ea singură. Când am fost pe câmp și ea mânca și stăteai cu mâncarea cu slănină și ceapă și nu știu, mi se făcea, simțeam întotdeauna ceva. Și mai târziu când eram cu Oscar Pastior, am văzut același mod de a mânca. Deci oamenii care cred că erau să moară de foame, foamea cronică, că toți erau cu distrofie și da, foame cronică, cred că ei au învățat să mănânce într-un mod care are ceva... De parcă ar fi ultima dată și mâine n-ar mai exista mâncare. Are ceva diabolic, da, împotriva lor. Da. Parcă această foame este împotriva persoanei. Și mănâncă cu o poftă și lăcomie și dar și o tristețe, da, dar și o bucurie. Deci sunt așa niște lucruri combinate că nici nu știi ce și cum, care sunt procentajele la aceste sentimente diferite, care de obicei nici nu se întâlnesc. Dar în aceste persoane, aceste lucruri se întâlnesc. Și eu asta am văzut după aia, după 30 de ani mai târziu am văzut și la Oscar asta. Și... Hertha Müller tot pomenește de Oscar. Oscar e Oscar Pastior, un poet german care s-a născut în Sibiu în 1927 și care de la sfârșitul anilor 60 trăia în Germania, la Berlin. Acolo s-au cunoscut și au... În timpul în care Hertha Müller s-a pregătit să scrie această carte, l-a cunoscut mai bine și au colaborat ani de zile, s-au văzut o zi întreagă pe săptămână și au colaborat. Oscar Pastor i-a povestit tot ce își amintea el concret din lagăr. Cum era viața, ce munci au făcut, cum era cu mâncatul și toate astea. Și exista planul ca ei doi să scrie împreună cartea despre șederea lui Oscar Pastor în lagăr. Înainte de a putea termina cartea, Oscar Pastior a murit și Hertha Müller a trebuit să scrie cartea singură și în situația aceea, tot ce era scris de ei amândoi s-a schimbat, pentru că Hertha Müller acum trebuia să scrie o carte nu numai despre experiența unei persoane deportate în lagăr, ci
și să se pună în relație cu persoana aceea pe care a pierdut-o și care era un prieten mare. Dar înainte de situația asta, pe scurt, am fost împreună, Oscar Pastior, Hertha Müller și cu mine în Ucraina, pentru că vroiam să vedem locurile, lagărele. Pentru că nu există o carte cu hărți, cu date istorice. În multe locuri, nici oamenii care trăiesc acum acolo, în zona aceea, în Donbas, știu că acolo au fost lagăre cu deportați. Și am găsit cele două lagăre, le-am vizitat, le-am văzut și asta a fost un lucru foarte important pentru documentarea, pentru carte. Pentru mine, norocul meu după ce a murit Oscar Pastor, a fost că am fost acolo și că el mi-a arătat locurile și el ne-a prezentat toate cele și văzusem asta inconștientă. Am făcut drumuri lungi cu mașina prin stepă, de la o localitate la alta și am văzut peisajul. Am văzut ce culoare are cerul ăla și ce plante cresc pe acolo și cum se întunecă, cum se face zi. Deci ritmul ăla al zilelor, așa am putut să... Am îndrăznit să inventez viața din stepă pentru că am văzut toate acelea. Și așa este acum de trist pentru, cred că și pentru tine, că era exact zona în care acum e războiul în Ucraina. Era Donetsk, era Dnepropetrovsk, era Luhansk, Gorlovka. Era Gorlovka, era Ienachievo, era Iasinovata. Toate numele astea de localități le-am citesc acum în ziar în relație cu războiul ăsta al lui Putin. Da, și este groaznic și era regiunea cea mai dezvoltată. Donetsk și acest Donbas era regiunea cea mai bogată și cea mai dezvoltată în Ucraina. Și dacă văd acum la televizor, în știri, cum arată toate acestea acum și, da, și cu Crim acum, cu peninsula și mi se face groază. Și mă înfurii. Nu e așa? În fond, da. În fond, ceea ce părinții ascundeau, nu vreau să spună, i-a fost revelat Hertha Müller de către Oscar Pastior. Da. Dar și personajul s-a schimbat. De la mama... Când odată am avut de-a face cu Oscar Pastor și am început să lucrăm împreună și el să-mi povestească, toate astea s-au legat de el, de persoana lui. Și deodată personajul meu principal nu mai era femeia, mama, ci era un bărbat și era un Oscar Pastor. Și el avea își amintea toate detaliile într-un mod atât de era detaliat și concret. Detaliat și poetic. Și el zicea îngerul foamei. Pentru el, când era în lagăr, deja la vârsta de 17 ani, exista îngerul foamei. El nu a apelat la îngerul foamei numai ca să-mi spună mie ceva. Și el mi-a povestit cum cu acel înger el a personalizat foamea, probabil ca să poată să reziste, să aibă dialogul cu personajul ăla, să se certe cu el, să-l amăgească sau să fie la dispoziția foamei și l-a personalizat. Și astea toate erau niște lucruri care nimeni altul n-ar fi putut să-mi povestească în acest mod despre un lagăr și despre impresii care... De aceea impresiile alea au fost așa de proaspete încă. Maică-mea nu mi-a povestit niciodată despre lagă. Numai ce am văzut eu pe ea și am încercat să înțeleg sau chestia cu cartofii. Eu cred că este un mobil psihologic puternic în viață
să descoperi misterele părinților. Da. Ceea ce au trăit părinții, ceea ce s-a întâmplat între părinți, ceea ce au suferit fiecare dintre ei separat. Și poate că literatura și ea valorizează această căutare a misterelor părintești. Și de-aia Oscar Pastor a intervenit ca un fel de înger al literaturii, evocând îngerul faimei. Am vorbit foarte puțin, ar fi trebuit să vorbim mult mai mult despre cartea asta și despre tema istorică și care se leagă de această carte, dar regăsim unele lucruri în colajele pe care le auzim și le vedem acum. Hertha Müller, după poate cum știți, face colaje din cuvinte decupate din reviste, din ziare și ilustrații, imagini. Cred că lumina trebuie slăbită puțin sau să le puteți citi, din urmări din sală, și o rog pe Hertha Müller să citească din colaje, ca după aceea să mai avem puțin timp să și vorbim despre ele. Așa. Ieri am pus un ac în cer, n-a rămas sus. În orice caz, l-am pus și azi. Apoi în tren am stat în doi la separeu, cu un șahist rus, de rang ceva mai ridicat. S-a deplasat la Dorohoi, la un concurs. Mi-a semnalat că e interzis ce fac. Dar eu i-am zis nu, nici de cum. Și să vedeți că nici măcar umble la simplă de țânțar cu epoleți, care la o adică se mai și ridică din pereți cu piesele de bicicletă furate dintr-o fabrică. Adio, patria mea, cu î din i, cu ă din a. Ă, rău, bă, dăm niște bani să mă ăsta. Bă, tu mă, parcă văd că ăla dă. Hai, bă, mânțu-t păr în gât, îi câine, mă. Cât îl mângâi, mâncă sârmă. Bă, mă vără săptămână până-mi dă zahăr, mă. O să fie găinărie. Că și ăștia bătuți măr, mâine o să-și ia țigă. Domn colonel, nu mai e ce e. Întâmplător alb, negru și color, e în metrou și el. Și eu mestec în cap, dacă acum, păi, e chiar lun, sau încă nu, și cu ce gust în gât să-i spun. Iată că tătchicumă și-o pârla e, fă-ți sacoșa și galoșa ei, mută-te la scurt metraj în alt oraș. Între timp sau imediat, domn colonel a țipit cu buzele în geam, în public. Na, nu-i nimic. Oscar trecea cu picioarele natale în ghetuțe alfabetice ca un pescar care e șef de buzunar. În colț de stradă, zilnic, își lua un loz în plic și se plimba și îl privea și așa mai departe. Na, cu regularitate, în loc de necâștigător, scria pe el, nu-ți dau nimic. Or, câte piei mai poți să iei? Ei, aseară în cer lipseau stelele. Se tărau fix la etajul 3 doar gâștele. Una se îndepărta de corpul ei. Ca să reintre, își câlionța gâtul prin surprindere și sughița. Alta mesteca nu știu ce.
și își arunca picioarele în toate direcțiile. Iar una străvezie își aduna măruntaiele, alta își fixa mințile cu ace de gămălie și cânta: e o țară fără măsură, așa mică și tâmpită ca un păhărel de pură bagiocură în gură. Și de avalma Alandala n-aș vrea, dar i se va ierta. Hai la culcare, zicea mama mea, ai văzut destule, viața știe ce fac alea, pentru noi nu e o soluție. Bă, secetă, mitică, pierdut vacă. Căutat geaba mă, nu găsit. Trezici o pârlă, mică, îndoielnică. Tare frică, omorât. Am pe buze o băncuță vopsită proaspăt în țiclam. Și, după o gură de cafea, Ilie spunea că va veni o vară, va fi cu paie în cap și cu trara. De fapt, la prășit de cucuruz, am agățat o făcătură de oaie care cânta un bluz ce își vinde țara pe parcurs. Deci, 980 km dus. O să mă dea fără întors la cine vrea. Hai, mă, serios, ca să mă scap de țară, aș mânca 3 saci de bună ziua și în papuci aș da o raită prin ce faci și prin ce-ți doriți să știți. Da, pe cuvânt, m-aș exporta. Este sau nu este, Ion? Roman național pe scurt interval. Partea întâi, un strat de muște pe gard, confuz în sus. O coadă simplă de lopată zdrângăne, bum, bum. Plecăm fără batistă oarecum. Partea a doua, iar vame și din Giurgiu, 6, nici măcar nu se uită la mine atâta vreme cât trece un câine. Concluzie, nimic bre, că intri la pârnaie. Parcă vine să-ți iei de mână scara de la bloc sau tencuiala ce s-a uscat crezând că-și face locuință într-o cărămidă albă sau vreo stradă făcând plante din mers cu mărgele verzi. Sau schema lui Petre bățăindu-se cu briceagul în dinți, zici că e rudă cu câinele. Aș lua de mână adunătura de veri de nicăieri, de a ști unde e fix m-aș duce la ea în vreun sat. Aș prefera copmuna și o pârlița, dar ea a fost luată de mână deja. Păi, sosise momentul solemn. Toba bătea. Și în curte, pe o scăriță de lemn, Gigi, un psihopat demn aranjat, tras la țol, cu capul ras, uriaș ca un acvariu, se lanța pe rupte într-o pâlnie. Și avea el ce avea cu brambureala, politic zis cu patria. Cu trebuie că-i musai și cot la cot și cu efort că așa e hotărât. Că frați, noi toți, mă, că de nu, va fi cu zbâc. E, cum nu? Tipul m-a dat gata. Mai vulgărel să vezi, l-am înțeles la fix. În timp ce îți bagi picioarele, abține-te, nu te da la biscuiți. Un frizer cânta internațională.
numai la, la, la. Din pricină că mai concret decât așa nu merita. Da? Și în clipa aia venea fuguța un nene cu buze de crap pe care îl tundea în cap și pe un avocat în bot și pe un șofer de tot. M-am născut în sezonul de marmureală în comuna mea natală. Ce splendoare! Când e secetă, dispare. Iar când plouă, se fac două. Cu dublare au dreptate fiecare. Așa și tata și-a făcut armata. Și se rade în curte fără bărbie. Și mama intră în panică, adică se tot piaptănă. Aflu însă că mai trecu o săptămână. Că-i viața ca ața, de atâta hă-hă-hă. Mă, din dragoste nebună, fuge naie după paie și se scarpină. Și-l apucă maesturică, cu o cucoană uriașă și alta mai mică și prompt îl duc la clinică. Am un mamă și o tată. Într-o țară întristată. Chestia e că m-am gândit cu tot cu gustul ierbii ca la trei la ei. Fiar matematica, da. Aici în poză, sigur e că un oarecare domn Pelț, un om fin, și-a vândut ploapele când o plâns într-un cerc restrâns. Domnule, cred că toată lumea e din lemn alb, din când în când sau mai repede, la fiecare sfert de oră, latră o javră de câine fechete. Așa și joi, ștotacoi, cântă plesnetul ploi. Măi, calitate prima întâi, m-aș asorta cu ea într-o tranzacție de obiecte din dantelă, de exemplu. M-aș atârna cu două gâturi de o sfoară de sticlă, ca și cum din greșeală te duci undeva, cât mai sus de mahala. Cu tare, unul cu pricina ar anunța poliția. Mulțumesc, Herta Müller. Aceste colaje, nu știu dacă am spus înainte, sunt lipite direct în limba română. Nu sunt scrise, ci lipite, se fac cu farfeca și cu lipiciul. Și cum ai ajuns? Până zilele astea, singura carte a Herta Müller în limba română este sau nu este Ion? A apărut în 2005 la editura Polirom și are și un CD în care tu citești colajele, da? Da. Cum ai ajuns să lipești direct în română? Am fost în România și am fost cu tine, cu Oscar, cu mai un scriitor și la gara am cumpărat niște reviste, ne-am dus la Sibiu și la gara am cumpărat niște reviste și în tren puțin le-am citit și câteva din ele mi le-am luat cu mine în România. În Germania. În Germania. Reviste române luate în Germania. Și atunci în Germania, la Berlin, pentru că fac colajele de atâta timp, am încercat dacă funcționează. Și am decupat cuvintele și am văzut că funcționează foarte bine. Și atunci am început să mă joc și am 2 ani de zile am făcut numai cu cuvinte românești colaje și cele mai multe cuvinte le-am luat din revista foarte, foarte frumoasă, din păcate am auzit că nu mai există, Play cu Boy. Da. Și mi s-a părut o revistă extraordinară și chiar inteligentă, politică și distractivă și avea
fiecare nivel era cum trebuie și acolo, și dacă nu mai aveam material, l-am rugat pe Ernest Wichner să-mi facă rost de reviste. Deci dacă aveți reviste vechi, Play cu boi, trimiteți-le, vă rog, Herte Müller la Berlin să continue cu colajele. Da, vreau numai să fac o simplă observație, că stiloul Herte Müller și farfeca Herte Müller sunt frați și surori. Ea când taie, când decupează, este tot în stilul ei. Recunoști stilul ei propriu și asta este chiar un fel de chintesență, adică în absurdul aparent al colajului să transmite ceva esențial din sensibilitatea ei. Da. Cred că cu ultimele vorbe ale dumneavoastră va trebui să încheiem seara, pentru că am ajuns... Nu putea exista, să știți, nu putea exista un final mai bun pentru astfel de seară. E un final pe care și un jurnalist, dacă ar fi căutat vorbele, n-ar fi reușit să-l facă mai bine de atât. Pot să vă spun că, trăgând cu urechea acolo în spatele scenei, nu mi-am permis să merg să deranjez sala, am înțeles un lucru clar, că în seara asta ați împărțit în trei sentimentele noastre. Ne-ați oferit odată taina prieteniei pe care ați împărțit-o aici cu toții și poate de aici a venit seducția sincerității cu care cred că ne-ați tratat și, dincolo de toate, ne-ați încărcat cu puterea poveștilor pe care ați știut să le împărțiți cu noi. Vă mulțumesc tuturor! Stimată doamnă, suntem onorați și e cineva foarte emoționat aici în culise care vrea să vă salute cum poate mai bine un ieșean din partea Festivalului Internațional de Literatură și Traducici. Îl aștept cât de repede să vină aici să se facă văzut. Dan Lungu, dacă mă auzi, grăbește-te pentru că ieșim din emisie. Dan Lungu, directorul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, și un final de emisiune pentru dumneavoastră, toți românii. Bună seara! Noi rămânem aici, aveți de ce să ne invidiați. La revedere! Ești înconjurat de literatură, dar de câte ori ai ocazia să întâlnești mari scriitori? Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc la Iași între 1 și 5 octombrie.